Sfântul Gherasim de Kefalonia este cunoscut ca fiind noul mare pusnic, făcător de minuni, gravnic ajutător și vindecător pentru cei cu stări de depresie, neliniște sau boli psihice. Este pomenit în fiecare an pe data de 16 august. Acesta s-a născut în satul Tricala din Peloponez la începutul anilor 1500. De tânăr fiind iubitor de Dumnezeu, s-a călugărit și a început să studieze împreună cu pusnicii din Sfântul Munte Athos. S-a nevoit în ultima parte a vieții sale într-o peșteră din Kefalonia, în Grecia. Sfântul se ruga mereu îngenunchind pe pământul gol, iar pentru viața lui sfântă s-a învrednicit de darul vindecării bolnavilor și a izgonirii duhurilor necurate. El era plin de harul Duhului Sfânt datorită rugăciunii sale neîncetate și apostolului. Papucei ai Sfântului Gherasim sunt aduși și la noi în țară, la diferite biserici, în semn de binecuvântare și ajutor din partea Sfântului. Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.